Ore în șir le-au trebuit oaspeților și locuitorilor raionului Șoldănești ca să ajungă la rute de sărbători. Din cauza ninsorilor și a viscolului, mai multe drumuri au fost impracticabile câteva zile. Deși majoritatea arterelor au fost dezăpezite, oamenii spun că circulația prin raion rămâne a fi dificilă. Cel mai dificil era de circulat spre satele Pohoarna, Răcești, Curătura și Parcani. Abia a treia zi, oamenii au putut porni la drum. Nici autobuzul nu prea a mers vreo câteva zile. Da, curățau, dar dacă tractul este cam mitele și nu prea pot împinge. Dar m-ați văcut acolo, am mers mai altfel. Mihail Gandrabur, șeful societății pe acțiuni Drumuri Șoldănești, spune că reieșind din situația creată la curățarea drumurilor din teritoriu, au fost antrenate doar 5 din cele 12 autospeciale. Drumarii susțin că au asigurat buna circulație de la periferie spre centrul raional, iar acum urmează să împrăștie și antiderapant. Foarte bun. Dacă scaturile bune și mașina e bună, da, dar e bune. Sunt bune drumuri. Dar dacă îi lăsă scaturi și mașina e rea, și le-ați acolo. Drum bun. Înspre sau și tot îți bune, mălădeți. Da, la vădul Rașcu Vladeal. E bun, e bun. E tot bun. Asta este a doua oară din această iarnă când unele localități din raionul Șoldănești rămân izolate.